Bun. Și continuăm mai departe povestea noastră cu parcare. Sau când mergi pe drum, știi, și mergi. Uite o căprioară. Bum! S-a stricat semnul. Nu mai vezi semn. Merge așa, cu 200 la oră, nu mai mergi cu 100 la oră. Uite un por mistreț sau o căprioară. Pum! Iubitule, unde ești? Cu mașina la service. M-a lăsat un senzor și am spart și spoilerul și radiatorul. Trebuie să îndrept. Sau ceva de genul deținător al permisului și proprietar al unui Volkswagen Touareg model 2020 cu parcare automată a dat în judecată Ford-ul pentru că a rămas Volkswagen-ul pentru că a rămas fără permis datorită faptului că s-a stricat senzorul din față și nu a mai văzut pietonul din față și l-a omorât sau a dat peste căprioara din față și s-a spart spoilerul și radiatorul. Din acest motiv, toate daunele morale și etice și materiale vor fi amputate producătorului de Volkswagen sau Ford pentru că a omorât pietonul sau porcul mistreț. Groh, groh. Interesant, nu? Dar cam așa va fi viitorul. Parcă și văd băieții de la rutieră când vin. Haide să măsurăm distanța. Ce distanță? Nu apoi nicio distanță. Sunteți de vină că ați văzut porcul sau pieton. Și l-ați omorât? Ați intrat în el până ați făcut așa cu mașina. Bun. Mai stăm ce mai stăm. Un pic. Bineînțeles că ai noștri să trezesc mai târziu. Să verificăm senzorii? Nu. Trebuie să facem o expertiză tehnică a mașinii. N-a frânat și cu asta basta. Devină deținătorul Touaregului sau Fordului și a permisului. La care deținătorul Volkswagenului sau a Fordului va spune ceva de genul datorită faptului că mi s-a ars senzorul de pe față am dat în judecată producătorul că am rămas fără permis și că am intrat în nititica. Știi? Astfel că cer daune etice, materiale și morale. Și cam atât.